Tranziția de la vară la toamnă poate fi provocatoare nu doar pentru garderoba noastră, dar și pentru starea noastră psihologică. Discutăm în continuare despre astenia de toamnă cu Rodica Rudei, psiholog. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bine v-am regăsit! Deci, ca să încep cu ce avem noi în cești, de obicei avem ceai, de data asta vom servi cafea pentru că este ziua internațională a cafelei, așa că vă invit să gustați. O voi servi cu drag. Da, ca să discutăm așa mai... Ca între noi fete. Da. Da, da, cum și mai bine. Să predispunem oarecum discuția despre astenia de toamnă. Este un subiect așa, mai serios, dar nu trebuie să fugim de subiectele serioase, adevărat, trebuie să le discutăm. Adevărat. Specialiștii vorbesc subiectul dat practic în fiecare sezon, pentru că despre astenia de toamnă vorbim anume în trecerea de la vară la toamnă. Și adevărul este că sunt foarte mulți factori care dovedesc științific fenomenul dat. Există și suspicioși, acei care nu sunt dependenți de tranziția dată de la cald la frig, la întuneric, la lumină. Dar atunci când vara suntem cumva mai degajați, există vacanțele, există soarele, marea și subiectele sunt diferite de toamnă și intrăm în septembrie când copiii îți amintesc de școală și de surminaj și de reușim în timp și grabă, fugă, accelerare. Evident că septembrie ne ia pe nepregătite și se stinge un pic lumina, soarele este după nori, el nu dispare, el este. Zilele cumva se scurtează și este vizibil faptul că apusul este din ce în ce mai devreme. Și da, toate lucrurile vin la nivel celular, pentru că și hormonii în interiorul nostru încep să se schimbe un pic conținuturile, astfel melatonina, hormonul somnului, începe mai puțin să fie reglată ceea ce face ca să fim somnolenți și să vrem continuu să dormim, diminețele greu ne trezim, seara căutăm perna mai devreme. În momentul dat și serotonina cumva dispare pentru că este hormonul plăcerii și momentul ăsta de somnolență, lipsa inițiativii de a face ceva, de a continua, energia se reduce, evident că și procesele cognitive încep să fie pe diminuare, pe încetinire, atenția, concentrarea, memoria, ceea ce ne face să ne simțim cumva deloc bine, pentru că scădem și în randamentul nostru în calitate de angajat, dar nu numai, și ca parteneri, și ca părinți, simțim momentul dat o dificultate, o trecere. Bucuria este că e o tranziție, este o perioadă care se va termina. De obicei se începe în septembrie, sfârșitul lui septembrie, alții octombrie-noiembrie simt momentul ăsta de apogeu, când starea scade de la echilibru, da? Anume prin lentoarea, atât musculară, cât și cea psihologică. Și, da, prin iarnă simțim deja că am trecut peste acest moment. Dar e foarte important să fie diagnosticat de către un specialist și să nu vehiculăm noi cu termenii aceștia, că sunt astenică în toamnă, respectiv dacă 3 sezoane la rând, adică 3 toamne, observăm aceleași simptome care le-am zis mai sus, da? Lentoarea musculară, oboseală, irascibilitatea, scăderea poftei de mâncare și somnolență continuă, dar observăm îmbunătățirea stării noastre psihologice atunci când vine vara și primăvara, înseamnă că cu adevărat suferim de această astenie. Eu, dacă îmi dați voi, o să amintesc telespectatorilor că avem un număr de WhatsApp la care ne puteți scrie 697-11517. Deci toate întrebările legate de astenie de toamnă. Așa, ca să formulăm, deci astenia este o lipsă de o apatie, o lipsă de energie. Este, hai să spunem, un amestec, o mulțime de simptome care ne însoțesc în perioada de adaptare de la un sezon cald la unul rece. Așa ar fi mai corect. Pentru că e vorba de o tranziție. Deci aici se numește o tulburare sezonieră. Dar nu toată lumea suferă de ea. Cineva are simptome elemente, diminețele sunt mai complicate. Cineva cu adevărat are o dificultate vestimentară, pentru că asta înseamnă să faci o curățenie ori de pendulapuri, ca să muți cu locul, să dai mai aproape cele călduțe și să dai cele de vară mai îndepărtare. Această stare de melancolie poate fi numită astenie? Da. Nu, da. În niciun caz. Nu. Melancolia vine cu toamna, pentru că
cade frunzele de pe copaci, se, cumva ploaia ne bate la geam. Iarăși, Bacovia, o știm pe poetul toamnei, da, care ne-a dat nouă atâtea frumusețe în toate poeziile sale. Și din toate lucrurile noi putem să găsim și pozitivul, pentru că toamna ne îndeamnă la o reculegere, la o introversiune, la o mărturisire în sine, la un monolog, dacă vreți, interior, pentru a face cumva sezonul roadelor. Noi sărbătorim și ziua recunoștinței în octombrie, atunci când, sau ziua secerișului, cum mi se mai spune, da? Când ne bucurăm de toată bogăția dăruită de către natură, de către pământ. Și asta e partea bună și frumoasă a lucrurilor. Da, dar sunt foarte mulți oameni care iubesc toamna, toate culorile și toate gusturile așa pe care este le oferă. Așa este. Există anumite persoane sau categorii de persoane care sunt mai predispuși spre astenie? Da, sunt persoane meteodependente sau meteosensibile la schimbările climaterice și ei probabil că s-au identificat pe parcursul cunoașterii de sine. Schimbarea bruscă, de exemplu, a temperaturii cu 10-15 grade, care îi face pe ei cumva să se retragă din tot ceea ce le face lor plăcere, da? Sau schimbările de înorare, de ploaie, soare. Ei cumva simt asta, chiar anticipează uneori prognosticul meteo, spunând că am simțit eu că vor fi schimbări cu adevărat, turbulențele magnetice sau eclipsele sau, nu știu, erupțiile pe soare. Ei toate le simt, da? Științific există dovezi care pot să explice și la nivel interior ce se întâmplă și cum are loc sensibilitatea asta la tot ce se întâmplă în jurul nostru, dar probabil că dovada științifică cea mai importantă este faptul că noi suntem parte componentă a naturii și suntem o verigă a ei, de fapt. Respectiv, tot ce se întâmplă în jurul nostru ne influențează, dar nu ne controlează. Totuși, starea de spirit interioară ne aparține și noi suntem responsabili. Noi alegem ce dispoziție să îmbrac astăzi, cum să mă raportez la toate sarcinile care am să le fac sau, la, din potrivă, la ceea ce nu vreau să fac și să-mi dau un time-out, o pauză în care să aleg să mă odihnesc astăzi. E important să știi și să te oprești la timp. Obligatoriu. Expresia atunci când nu mai poți, mai poți un pic, chiar o contrazic cu certitudine. Când nu mai poți, te odihnești. Faci o pauză, te oprești, pentru că lumea nu se va opri din cauza lipsei tale. Trebuie să recunoaștem și asta, că putem fi înlocuiți, dar pe noi nu poate să înlocuiască nimeni atunci când vorbim că suntem părinți. Mama este de neînlocuit, tatăl este de neînlocuit și atunci prețuim aceste roluri și investim în noi odihna. De aceea, da, o metodă de profilaxie, dar și de terapie a asteniei de toamnă ar fi momentul de a ne odihni fizic. Și fiecare își alege maniera sa personală. Cineva se odihnește fizic prin drumeții, prin plecatul în locuri ale naturii neumblate, iar altcineva pur și simplu își trage pătura mai aproape și orizontal se odihnește. Nu condamnăm, nu blamăm, fiecare își simte acel ritm biologic care îi dictează ce să facă ca să se odihnească. Și aici este mai simplu cu partea fizică, mai greu cu partea psihologică, în care trebuie să cunoaștem care exerciții, care metode de relaxare ne fac bine. Doamna Rodei, o să citesc prima întrebare venită în această dimineață. Bună dimineața, am un fiu adolescent de 16 ani. Observ a doua toamnă că este mai îngrijorat în această perioadă. Este astenie sau poate fi legat de școală? A doua mea întrebare este cât durează astenia. Elena din Hâncești. Elena, mulțumesc pentru o întrebare foarte reușită. Să vă trăiască adolescentul de 16 ani. Da, am și eu acasă o adolescentă la fel de 16 ani. Ceea ce știți face ce să nimeresc în esența subiectului adresat. Adevărul este că liceanul în clasa 10-a este pentru prima dată în clasa 10-a și statutul de licean l-a obținut prin faptul că a trecut în clasa 10-a. Da, sunt noi discipline, bine, nu noi discipline, sunt noi abordări a liceanului în care îi se amintește că bacul este foarte curând, chiar dacă sunt 3 ani până atunci, și ar putea să fie un moment de mobilizare a liceanului pentru a intra în rolul acesta nou achiziționat, ar putea fi însoțit și de această melancolie tomnatică
care poate să-l ia prin surprindere, prin ploaia, prin lipsa luminii și e bine să-i adresați întrebări, e bine să îl ajutați pe el să înțeleagă despre ce este vorba. De ce? Pentru ca să fiți de folos ca și părinte. În momentul în care el vă spune că lipsa luminii sau frigul îl deranjează, veniți cu argumente de ajutor. De exemplu, hai să-ți dau o vestă mai călduroasă sau hai să-ți dau la pachet un ceai de căitenă sau hai să, nu știu, să găsim soluții pentru ca să te, nu știu, să te reinvigorezi. În cameră poți să apară oranjul, culoarea care încălzește și te îndeamnă la energie, fie mandarini, portocale, fie crenguță de căitenă. Noi, mamele, știm cum să facem mediul mai frumos și mai cald. De ce nu? Să primim o provocare, avem adolescent acasă, atunci hai să creștem și noi pe măsura lor. Cât durează astenia? Astenia durează diferit, dar în mare parte este pe toată perioada toamnei. Și spuneam, sunt persoane care simt deja în septembrie primele disconforturi emoționale, psihologice, altcineva abia în noiembrie se sesizează că, uite, tocmai a intrat în astenie care foarte curând va ieși, pentru că vine iarna. Adevărul este că astenia de toamnă chiar rămâne toamna, nu merge cu noi în iarnă. Și asta bucură. Avem o întrebare de la Eugeniu, de fapt două. Cum mai ușor ne adaptăm organismul la schimbarea de mediu și astenia de toamnă este o realitate medicală sau un mit? Bună întrebare, Eugen, mulțumesc. Nu este un mit, e o realitate științifică. Ideea că persoanele care au o personalitate depresivă, nu vorbesc de boală, vorbesc de o accentuare de caracter, adică mai introverți, mai reflexivi, mai retrași, mai înceteniți, lentoarea asta atât mentală cât și cea comportamentală, riscă să aibă în diagnosticul lor și această astenie pe fonul depresiv. Dar un psiholog bun, un medic bun va face identificarea aceasta corectă a tabloului clinic. De aceea nu este un mit, este o realitate științifică demonstrată, dar ea este anume abordată de știință ca o perioadă de tranziție. Deci nu o luăm la pachet cu noi, nu ne afectează personalitatea, decât ne învață să ne pregătim pentru ea, în cazul în care am identificat că, uite, toamna trecută am simțit ceva diferit, toamna aceasta se repetă acel tablou clinic de simptome, da? Și atunci trebuie să mă pregătesc pentru asta. Cum ne pregătim? E simplu și compus în același timp, pentru că e vorba despre obiceiuri. Dacă eu ca și persoană am lucrat la obiceiurile mele care îmi fac bine, și aici vorbesc despre simplu, somn, mișcare, alimentație. Dacă sunt atentă la ele pe tot parcursul anului și am învățat să pun prioritățile corect, și să merg la culcare când trebuie, fără toate gadgeturile după mine și să ignor stresul dinainte de somn. Cum? Prin a nu urmări știrile, prin a nu răspunde la e-mail-uri, nu a verifica poștă, mesagerie și multe, multe alte surse care cu adevărat ne dereglează echilibrul. Deci înainte de somn trebuie să am un obicei foarte bine calculat, care îmi face bine. Baia caldă, nu știu, lumânarea, o carte bună, o comunicare faină, o îmbrățișare care ne ridică oxitocina cu oamenii dragi. Alimentația trebuie să fie bogată, diversă, pe tot parcursul anului și da, toamna noi le avem. Noi în Moldova avem legume și fructe care ne bucură cu prospețimea și cu toată vitaminizarea care conțin, iar mișcarea o facem chiar și pe timp noros, de ceață, de ploaie, luăm o umbrelă galbenă cu noi, ne îmbrăcăm papucii roșii și ieșim atât de frumos încât nici o băltoacă nu o să ne pară întunecată grație roșii, papucilor roșii care ne iluminează, pentru că chiar și în orat soarele ne bucură cu vitamina lui, ceea ce ne oferă pielei, dar și interiorul nostru, acea necesitate energetică de a o primi de afară, nu în cameră, în afară, și facem pașii afară. Nu știu, avem o conversație mai lungă, am luat telefonul și am ieșit în curte. Vreau să mă gândesc, nu stau pe scaun și meditez. Am lăsat telefonul, am ieșit afară. Îndemnul meu este cu adevărat să ne punem pe primul loc, pentru că nimeni nu o să ne pună pe primul în viața lor. De ce? Avem o viață, avem un corp de care avem responsabilitatea să-l îngrijim cum trebuie. Și atunci pentru Eugen și pentru toți ceilalți, răspunsul ar fi să revizuim obiceiurile noastre, să renunțăm la cele care ne fac rău și să achiziționăm acele care de mult stau la ușa noastră, îndemnându-le să le acceptăm și să le trăim.
Mai avem o întrebare pe care nu vreau să o ignorăm, dar vă rog scurt, dacă se poate. Înțeles. Putem folosi plante medicinale pentru a trata astenia, ceaiuri sau pastile? Foarte bună întrebare și care conține și răspunsul. Da, folosim plantele. Ghimbirul este o plantă foarte necesară acum, cătina cu vitamina C, menta, uleiurile chiar sunt foarte indicate și chiar câteva picături de mentă în ceaiul de eucalipt sau echinacee, care întărește imunitatea. Da, categoric, cimbrul este planta care nu poate să fie ignorată toamna. Și să ne bucure în cănuță acea băutură care ne face bine, pentru că știi, Lina, până la urmă, programarea noastră mentală ne face ziua bună sau mai puțin bună. De aceea, să vorbim de bine la o zi de bine. Vă mulțumim foarte mult, doamna Rodei, pentru prezența dumneavoastră și pentru informații și ne revedem cu mare drag marța viitoare. Aștept cu nerăbdare.